Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Așa, povestea de astăzi este dăruită de prietenii mei, Xiușa sau Xenia și Matei. Ei sunt doi frați. Doi frați care au descoperit planeta Clownela acum în pandemie și de atunci... dragoste la prima vedere și lipici pe toată viața, da, băieți? Deci, au văzut toate spectacolele noastre, privesc toate poveștile, au fost mereu live alături de mine. Ne-am întâlnit și la spectacolul Scufița Roșie, unde ei au venit cu inimioare și scrisori. Haideți chiar să vă arăt. Deci, te iubim, Clownela! Și aici e o inimioare. Apoi Xenia mi-a scris așa, 27 septembrie, pentru Clownela, mulțumesc că ne faci seara mai colorată, Clownela, noi te iubim și îți transmitem pupici. Și inimioare, cu drag de la Xenia, iar Matei, probabil ajutat de surioara Xenia, a scris așa, te iubesc, Clownela, și te ador și îți mulțumesc pentru poveștile frumoase și minunate. Pentru aceste... cu drag de la Matei. Deci ei ascultă și ei deja au și dăruit o poveste, dar astăzi s-au gândit să mai dăruiască o poveste pentru toți prietenii. Eu vă mulțumesc, băieți, pentru că sunteți prietenii mei, mă mândresc cu voi, ador energia voastră, ador zâmbetul vostru, îmi place tare mult atunci când ne întâlnim, că ne îmbrățișăm strâns, strâns, strâns și ne este greu să ne despărțim. Eu am ales o poveste despre prietenie ca să o citim împreună și știu că și voi aveți această carte, Virtuți și Valori. Vom citi povestea despre prietenie, așa că, hai, cine mai are această carte plină cu povești? Da, e foarte groasă, sunt multe povești și povestioare aici și anume sunt despre valori și diferite... E o carte foarte groasă și e plină cu povești și povestioare tare drăguțe. Hai să ne facem comod și să citim împreună povestea despre prietenie. Apropo, băieți, Xenia și Matei, voi deja sunteți eroii de pe planeta Clownela, dar să știți că mai aveți acolo încă o steluță sau încă o viață, știi, ca în jocuri. Mai ai o viață, dar eu cred că... bucuria asta de a fi împreună la noi e așa strâns legată și vă transmit multe, multe inimioare și pupici, îmbrățișări și tare, tare vă iubesc. Pupici! Hai să deschidem împreună cartea. Editura ARC ne oferă această carte, povești despre virtuți și valori. Ok. Așa. Prietenii din junglă. Poveste indiană despre prietenie. Hai să ne facem comod și să ascultăm povestea. A fost odată, într-o junglă din India, un grup de trei prieteni destul de neobișnuit, dar numai puțin unit. Era format dintr-un, fiți atenți cine era în acest grup de prieteni, da? Un corb, un șoarece și o broască țestoasă. De fiecare dată când puteau, se întâlneau să discute împreună la poalele unui copac în care corbul își avea cuibul, chiar deasupra vizuinii șoarecelui și în fața pârâului unde trăia broasca țestoasă. Într-o zi, pe când discutau vesel, cei trei auziră un tropăit îngrijorător. Înspăimântați de zgomotul acela, șoarecele și broasca țestoasă se întoarseră fiecare la vizuina lui, în timp ce corbul, zburând până în cel mai înalt punct al copacului, îi asigură. Liniștiți-vă, prieteni! De aici, de sus, văd foarte bine. E doar un cerb care se îndreaptă spre pârâu. I s-o fi făcut sete. Auzind acestea, broasca țestoasă își lipi capul de pământ ca să audă mai bine. Cerbul acela răsuflă speriat. Pare să fie urmărit de cineva, zice broasca țestoasă. De-abia rostea aceste cuvinte că din desișul pădurii țâșni chiar el, cerbul.
Bine spui, broască testoasă!" exclamă el abia răsuflând. Fug de un vânător! Vă rog, ajutați-mă înainte să mă prindă!" La acele cuvinte pline de tristețe, corbul porni pe dată în zbor, observând jungla de sus. După puțin timp, se întoarse și, instalându-se pe coarnele cerbului, spuse: Totul e în regulă, prieteni, l-am văzut pe vânător. Se îndepărtează, căci merge în direcția opusă, spre sat. Cerbul răsuflă ușurat. Oh, vă mulțumesc tuturor! Din clipa aceea, și cerbul făcu parte din micul grup și nu trecea nicio zi fără să meargă să-și vadă noii prieteni, să discute cu ei, să povestească și să glumească. Se distrară astfel multe zile, până când, într-o dimineață, cerbul nu se mai prezentă la obișnuita întâlnire. Oh-oh, oare ce s-a întâmplat? Ciudat! De obicei, prietenul nostru nu întârzie niciodată, a zis șoarecele. Mă tem să nu fi dat peste un alt necaz, zise broasca testoasă. Asta mă gândesc și eu, a rostit corbul înălțându-se pe dată în zbor. Când se întoarse, era foarte îngrijorat. Vești rele, prieteni! Cerbul a nimerit într-o plasă și vânătorul va sosi în curând să-l prindă! Cei trei prieteni se hotărâră pe dată să alerge să îl salveze. Datorită aripilor sale, corbul ajunse primul, dar își dădu seama că nu poate face nimic ca să-și ajute prietenul prins în cursă. Al doilea veni șoarecele, care spuse: Asta e o treabă pentru mine! Și repede începu să roadă plasa. În scurtă vreme, cerbul fu liber și se grăbi să se ascundă în frunziș. Tocmai la timp, după câteva secunde, apăru și vânătorul. Nicio pradă pe astăzi, a bombănit vânătorul. Chiar atunci, sosi acolo și cel de-al treilea prieten. Cine era? Deci corbul este pe loc, șoarecele este, da, broasca testoasă. Din cauza tipicei sale încetineli, avusese nevoie de mult mai mult timp decât ceilalți. Vânătorul o văzu și își spuse: O, broască testoasă, nu e atât de bună ca un cerb, dar tot e mai bună decât nimic. Broasca testoasă încercă să fugă, dar era mult prea înceată în comparație cu vânătorul, care o înhăță cu ușurință și o băgă într-un sac. Ah, nu se poate, a suspinat corbul și șoarecele, care văzuseră scena. Ca să salvăm un prieten, am pierdut altul. Nu vom permite așa ceva în niciun caz, a zis cerbul. De data asta mă privește pe mine. Pe când făcea calea întoarsă, traversând jungla, vânătorul zări cerbul. Acesta stătea nemișcat, întins la pământ, și deasupra lui e un corb care îl ciugulește, a observat el. Trebuie să fie mort de puțină vreme. E numai bun pentru mine, s-a gândit vânătorul. Vânătorul se apropie de animal. A vrut să-l ridice și să îl pună în spate. Ca să aibă mâinile libere, lăsă jos sacul cu broasca testoasă. Ce noroc, se gândi mulțumit. Diseară voi avea supă de broască țestoasă și biftec de cerb. Dar chiar în clipa aceea, corbul își luă zborul croncănind din toate puterile, iar cerbul sări dintr-o dată în picioare, mai viu ca niciodată. În fața acelei scene cu totul neașteptate, vânătorul uluit căzu la pământ rostogolindu-se. Puțin după aceea, cerbul se făcu nevăzut printre copaci. Eh, se consolă omul când își reveni din sperietură. Măcar îmi rămâne cine? În sac. Broasca testoasă. Dar broasca testoasă mai e acolo? A-a. Se întoarse ca să-și recupereze sacul, dar îl găsi gol.
Profitând de neatenția lui, șoarecele îl ronțăise făcând o gaură prin care o scoase afară pe broasca testoasă. Așa că vânătorului nu-i mai rămase decât să părăsească jungla cu mâinile goale. Cele patru animale victorioase se întoarseră împreună acasă, felicitându-se una pe alta. Unindu-și forțele, au putut să învingă. Iar morala e așa: prietenul adevărat, la nevoie, se cunoaște. V-a plăcut povestea despre prietenie? O poveste frumoasă pentru copii frumoși, mai ales ca Xenia și Matei. Vă mulțumesc, dragilor, că sunteți alături de noi și dăruiți în continuare povești pentru toți copiii. Iar dacă și tu, dragă copilaș, vrei să dăruiești o poveste, scrie-mi un mesaj, iar eu o să mă bucur să te iau și pe tine în gașca eroilor care salvează povești, în gașca eroilor de pe planeta Clownela. Vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua!